Salutare, dragilor! Bun găsit la un nou documentar! Astăzi vom vorbi despre frăția hoților. Vom vedea cum sunt furați românii de către politicieni. De-a lungul anilor, România, după decembrie 1989, a avut la conducere tot felul de partide în tot felul de alianțe și combinații, precum Patrulaterul Roșu, Convenția Democratică, Alianța DA, Uniunea Social-Liberală și, mai recent, Alianța PSD-ALDE. Pe rând, toate partidele au fost la guvernare. Bineînțeles, vorbim despre cele mai importante, precum PSD și PNL, sau vechiul și răposatul PD, la care s-au alăturat și balamalele UNEPR, România Mare, UDMR, PUNR, etc. Fiecare dintre aceste combinații politice a avut ca leitmotiv la început de guvernare teme ca greaua moștenire, corupția predecesorilor, cât de mult au furat înaintașii sau cum o să stârpească ei hoția. Toate aceste vorbe frumoase au rămas goale de conținut, apă chioară aruncată în blidele românilor săraci. Nimeni nu a făcut nimic pentru a stopa hoția, ba mai mult, politicienii s-au protejat unii pe alții, dându-și mâna atunci când era vorba despre banii mulți de sifonat. Cu mici excepții, niciun politician nu a făcut pușcărie și nici nu i s-a confiscat din avere pentru recuperarea prejudiciului săvârșit. Între politicieni a funcționat, funcționează și va funcționa cârdășia pentru a-și asigura și proteja perpetu hoția. Astfel, nu odată alianțele politice s-au dovedit toxice, nu pentru aleși, ci pentru milioanele de români păcăliți de fiecare dată la fiecare scrutin electoral. Anchetele ziaristice au demonstrat că la fiecare mare afacere puturoasă erau amestecați politicienii din toate taberele, în cârdășie, de multe ori, cu clanurile interlope care parazitau țara și încă o parazitează. Este suficient să amintim doar câteva afaceri cu iz de hazna, precum acțiunile Rompetrol, defrișarea aurului verde, Microsoft și, chiar de ce nu, jocurile piramidale Caritas, Philadelphia, Gerald sau Fondul Național de Investiții, cel care ne îndemna să dormim, fiindcă el lucrează pentru noi. Lucra cu binecuvântarea oficială a statului român, prin cecul național și multe altele. Dar poate și mai rău este faptul că partidele nu vor să știi când te fură. Rând pe rând, având în față sloganul Stop Corupției, rând pe rând, partidele au trecut la modificări drastice ale legilor justiției, dar nu pentru a le face protecționiste pentru cetățeanul onest, ci mai toate în favoarea infractorilor, de la reducerii de pedepse până la dezincriminării ale unor fapte, de la imposibilitatea recuperării prejudiciilor până la zile și plăți compensatorii pentru hoți, sub pretextul condițiilor grele din pușcării. De parcă închisoarea ar trebui să fie un hotel de 5 stele și nu un mod de pedeapsă și reeducare. Tupeul maxim l-au atins politicienii în ultimii 2 ani, când s-a încercat să se pună botniță totală justiției, pretextând niște cazuri reale de abuzuri grave ale magistraților, întâmplate prin unele județe, aleșii noștri au încercat să își curețe dosarele, să scape de brațul justiției. Exemplul cel mai concret fiind cel practicat de El Lidero Maximo, Liviu Dragnea, cel care a subjugat mai toate instituțiile de forță din România cu scopul nedeclarat de a scăpa de închisoare. Bineînțeles că nu a acționat singur, a avut slugi docile în propriul partid, dar și aleși binevoitori din celelalte partide. Și, deși pe față se declară una, atât puterea cât și opoziția s-au întrecut în atacul asupra legii, asupra justiției, asupra Constituției. Astfel, frăția parlamentară a introdus amendamente în legile justiției, dar și în coduri, precum declarația sau depoziția mincinoasă,
să fie practic dezincriminată. Astfel, un important om politic să scape de un dosar penal sau cea care să interzică folosirea ca probe a înregistrărilor de pe camerele de supraveghere. De exemplu, ucigașa de la metrou, nemaiputând fi condamnată, excluzând probele camerelor video. De asemenea, aleșii s-au pregătit să voteze și alte aberații, care îi ajutau însă pe ei și numai pe ei, precum, în cursul urmăririi penale și a judecării cauzei în procedură de cameră preliminară, sunt interzise comunicările publice, declarațiile publice, precum și furnizarea de alte informații, direct sau indirect, provenind de la autoritățile publice sau orice alte persoane fizice ori juridice, referitoare la faptele și persoanele ce fac obiectul acestor proceduri. Încălcarea acestei obligații reprezintă infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale. Astfel, cetățenii români care ar trebui să-și exercite un vot nu ar mai ști dacă eventualul candidat este un hoț sau nu. O prevedere aberantă a modificărilor Comisiei Iordache, care nu privește pe politicieni, dar este absurdă și doar în favoarea infractorului, este aceea că victima unui viol trebuie să fie audiată de față cu violatorul. În nicio legislație din lume nu este prevăzută astfel de aberație, victimele fiind protejate și nu expuse la interogatorii care le-ar putea distruge psihic. De asemenea, unele mijloace de probă care erau folosite până acum de procurori nu vor mai avea nicio relevanță. Practic, din legislația penală prezentă, se scoate posibilitatea procurorului să folosească orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege. Se poate spune că absorpția fondurilor europene este în România o misiune imposibilă. Accesarea fondurilor europene destinate României pentru diferite perioade, prin cele 7 programe operaționale, transport, mediu, regional, dezvoltarea resurselor umane, creșterea competitivității economice, dezvoltarea capacității administrative și asistență tehnică, consemnează un eșec nemai întâlnit în Uniunea Europeană. Dar de ce un asemenea eșec? Simplu, fondurile europene sunt controlate strict, mai ales prin organismul OLAF, și la decontarea lucrărilor nu prea mai merge balcanicul parandărăt, mită care mergea până la 30% din valoarea proiectului. Și totuși unele proiecte sunt accesate, dar nu de românii simpli, este vorba despre proiecte grase, ci de politicieni, fie direct, fie prin intermediari. Ei le aprobă, ei le încasează. Un exemplu caracteristic pentru toate este acela al proiectului Fonduri Europene pentru Instruirea Fermierilor. Sarcina Ministerului Agriculturii era aceea de a căuta cele mai bune oferte ale firmelor specializate în instruirea micilor fermieri. În realitate, fondurile europene, de zeci de milioane de euro, s-au împărțit în mare parte într-o frăție închisă, un fel de castă politică, formată din personaje cu importante conexiuni politice în toate partidele importante. Astfel, într-o bună parte din contractele încheiate cu Ministerul Agriculturii, au fost implicați un consilier al fostului premier Victor Ponta, foști directori din minister, membri importanți din partide diferite, dar care acționau împreună, direct sau prin intermediari, rude, amici, angajați. Tot fondurile bazate pe subvenții mari, agricole, dar și pe despăgubiri, s-au îndreptat către firme de partid sau de fii și fiice de politicieni. Fără doctrină s-a pus mâna pe o importantă sumă și nu a crâcnit nici puterea, nici opoziția. Un exemplu flagrant de unire în hoție a fost și afacerea defrișărilor din Munții României. Cea mai importantă firmă de exploatare a lemnului, firmă ce defrișa și exporta lemn brut, avea 3 acționari, ca în baladă,
un maghiar, UDMR, un oltean, PSD și un moldovean, PNL. Numai că lucrurile au stat altfel decât în balada Miorița. În cazul de față, nu s-a lăsat cu sânge, ci cu golirea munților de copaci. Fapt ce a avut repercusiuni grave privind eroziunile, alunecările de teren și inundațiile, dar și cu umflarea conturilor celor trei, conturii care i-au transformat în multimilionari în euro. Anul de grație 2018 a fost unul de cumpănă, an în care politicienii, dându-și mâna cu larghețe, au vrut să ne ia o mare parte din ceea ce am câștigat în decembrie 89. Politicienii sunt mai mereu cu drepturile omului în gură, dar de multe ori ne arată că nu le pasă deloc de respectarea lor. Și nu este nicio noutate, regimurile comuniste prevedeau și ele, democratic, drepturile universale, chiar și dreptul de a alege și a fi ales, dreptul de mișcare, dreptul la informare și exprimare, toate numai pe hârtie, bineînțeles. În Parlament s-au prevăzut legi și amendamente, care totuși, din fericire, nu au trecut mai departe, datorită presiunii opiniei publice, dar și intervențiilor europene și americane. Au fost prevederi, votate la grămadă de frăția hoților, care interziceau circulația în grupuri mai mari de 3 indivizi. Interziceau, de asemenea, dezvăluirile publice despre fapte reprobabile ale guvernanților. Impuneau obligativitatea știrilor exclusiv pozitive. Interziceau denunțul dacă depășeau un termen de 6 luni de la o faptă penală. Sau protestele spontane. De parcă la Revoluția din decembrie 89 s-a luat autorizație de la Nicolae Ceaușescu. Interziceau campaniile negative, adică într-o perioadă electorală nu ai avea voie să vorbești despre greșelile sau furturile candidaților la diferite funcții. Și atenție, dacă populația nu ieșea în stradă, în manifestări și proteste de amploare, multe dintre aceste prevederi aberante și toxice erau votate și implementate, cu complicitatea quasi unanimă a politicienilor noștri. Unul dintre cei care a dezvăluit modul cum și-au tras politicienii averi enorme a fost sociologul Alin Teodorescu. Acesta a explicat în mai multe interviuri și intervenții în mass media cum și-au scris aleșii legi pentru bunăstarea lor. Și au început cu pensiile speciale, cu alocările bugetare, cu indemnizații, etc. Au continuat cu legi pentru sporirea banilor lor. Au început încă din 1990, cu legile 15 și 30, legi care le permiteau să-și ascundă afacerile oneroase, deci proveniența banilor. Prin cele două legi, politicienii din frăția hoților au permis să conduci afaceri și companii prin acțiuni la purtător nenominale. Cazul cel mai flagrant și cunoscut prin amploarea sa este recentul trimis în judecată, dar vechiul dosar Teldrum. Astfel, fără ca opinia publică sau ANAF-ul să știe, oneroasa companie era deținută și controlată de fostul lider PSD-ist Liviu Dragnea. Sociologul a precizat că, dacă se modifică legea, aceste firme ar trebui să-și dezvăluie proprietarul. Sunt 350 de firme în țară în această situație. Prin ele se scurge, după unele estimări, aproximativ 1% din bugetul anual. Demn de remarcat este faptul că în firme precum Teldrum, Asesoft și altele, acționarii sunt politicienii din tot spectrul politic. Aceștia s-au folosit pentru a-și ascunde averile de o altă lege, făcută tot de ei, legea offshore-urilor. Sunt anumite grupuri care fac studii. Veți vedea că proprietarii lui Teldrum sunt în Brazilia, Madagascar, Cipru și probabil Indonezia. Nu știu, inventez. Sunt offshore-uri. Uitați-vă câte offshore-uri câștigă licitații mari pe SEAP, a susținut Alin Teodorescu.
majoritatea politicienilor corupți, cei care ne fură întruna pe noi, dar și pe statul român, sunt protejați de colegi atunci când se cere anchetarea lor. Puține sunt cazurile când deputații și senatorii au votat ridicarea imunității vreunui coleg. Doar ura excesivă i-a făcut pe aceștia să voteze. De exemplu, ridicarea imunității Elenei Udrea, într-o singură noapte, 7 decizii. În rest, avem cazuri concrete de solidarizare a frăției hoților, precum Șova, Vosganian, Chiuariu, Tăricianu, Fenechiu, etc. S-a ajuns, în unele cazuri, la aberația că un proces s-a încheiat. Complicii fără imunitate au fost condamnați, dar păpușarii cei adevărați au rămas în libertate, neanchetați, nejudecați, dar sfidători de la tribuna Camerei Deputaților sau a Senatului. Și când te gândești că printre primele paragrafe din Constituția României este scris clar, negru pe alb, că nimeni nu este mai presus de lege și că toți suntem egali în fața legii. Vorbe frumoase, dar goale, irelevante. Aleșii nu le respectă și se conduc și ne conduc după principiul fabulistic, vrem egalitate, dar nu pentru căței. Cu alte cuvinte, frăția hoților, patronată de o mare parte dintre politicienii noștri, poate fura în continuare, fără frică. Recentul caz Liviu Dragnea a fost un accident sau, cum se bănuiește pe la colțuri, o răfuială între hoți, deoarece cel arestat a vrut mai mult și dorea să împartă și altora. Când spunem altora, cu siguranță nu ne referim la românul de rând, sărac, dar onest. Cine are ochi să vadă, cine are urechi să audă. Dacă ar mai și acționa cumva... Ați urmărit un documentar realizat după un material de George Hodorogea. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Vă aștept și data viitoare cu mare drag. Pe curând!